Domnule Negrițoiu, plecând de la ce ați afirmat astăzi pe Facebook, sunt niște afirmații destul de sensibile, chiar grave, pentru un șef al unei autorități de reglementare, în contextul legii privind fondul de garantare al asiguraților și al unei despăgubiri de 21 milioane euro pe care Astra ar avea-o de achita către CNADNR, Astra, societatea aflată în redresare financiară. O să citesc puțin ce ați declarat. În piața asigurărilor nimeni nu își asumă niciun risc. Toți fac business pe garanții, vezi dacă mai este vreun sector în care riscurile tranzacțiilor comerciale sunt acoperite de altcineva. CNADNR a optat pentru o poliță de asigurare în loc de o scrisoare de garanție bancară. Cine compensează dacă banca ar fi intrat în faliment? Cine asigură societățile comerciale pentru depozitele în bănci? Ce e sensibil și ce e grav, ca să știu cum să încep? Faptul că spuneți că în piața asigurărilor nimeni nu-și asumă niciun risc. Eu, din câte știu, asiguratorii cu asta se ocupă, să asigure riscuri. De ce nu se plătesc despăgubirile atunci? De ce sunt liste? De ce avem atâtea petiții? De ce rata combinată este 120% și mai multe costuri decât venituri? De ce până la urmă există o garanție nelimitată în sistem? Pentru că în condițiile, în mod normal, în care o societate de asigurări are probleme, sunt compensați persoanele fizice, IMM-urile, cei care au posibilități mai mici de garantare, persoanele juridice se judecă. Deci nu spune nimeni că dacă CNADR-ul are o creanță de 21 de milioane de euro asupra lui Astra, nu își va recupera banii. Își recuperează banii în baza contractului pe care le are cu Astra și în instanță. Ce zice legea că atât CNADR-ul ca și o persoană fizică are un plafon de 100.000 de euro din care să destuleze. Când creanța este mai mare, în momentul în care a făcut un contract de peste 100.000 de euro, orice societate grijulie trebuie să-și estimeze potențialul risc. Eu când am zis că nimeni nu-și asumă riscuri, este că pe un contract comercial toată lumea știe că în ultimă instanță cineva va acoperi factura de plată. Această ultimă instanță este fondul de garantare. Fondul de garantare are resurse limitate. Câte resurse poate să strângă un fond de garantare ca să acopere nelimitat toate creanțele reciproce pe care jucătorii în piață și le asumă fără o analiză a riscului. Analiza riscului poate că este principalul argument al acestei afirmații, iar solvabilitate 2 dă mai multă competență societăților de asigurări să-și autoanalizeze riscul și să-și determine nivelul de capitalizare. Noi susținem acest proiect al fondului de garantare și, așa cum am zis, el este o reformă și cum toată lumea nu vrea să schimbe nimic, dar să-și recupereze banii, nu sunt de acord cu această reformă. Și la nivel european, dacă îți dau niște exemple, am aici atât statutul juridic, dar în principal schemele de garantare. Schemele de garantare sunt așa. Sunt practica europeană. Noi ce facem acum, sau ce a făcut Parlamentul și ce susținem noi, alinierea pieței asigurărilor la normele europene și la cele mai bune practici. Așa cum am zis de mai multe ori, și îmi pare rău că se face uz de o anumită directivă, nu există o directivă și o schemă unitară de garanții, dar există o practică. Prin regimuri naționale. Belgia, spre exemplu, are implementată o schemă de garantare care protejează exclusiv polițele de asigurare pentru accidentele de muncă și despăgubește numai persoanele fizice. În Danemarca sunt protejate numai persoanele fizice și întreprinderile mici și mijlocii. Finlanda
ambele despăgubesc exclusiv persoanele fizice. Schemele de garantare în Franța despăgubesc atât persoane fizice cât și persoane juridice, dar în limita de 90.000 de euro. În ceea ce privește schemele de garantare în Germania, obiectivul acestora este în continuitatea contractelor de asigurare, nu plata despăgubirilor. În Polonia sunt despăgubite doar persoanele fizice, iar în Marea Britanie sunt despăgubite numai persoane fizice și întreprinderile mici. Schema de garantare din Letonia despăgubește exclusiv persoanele fizice în limita aproximativ 2833 de euro. Dacă noi ne uităm la toți asigurații, cu excepția persoanelor juridice, dar probabil cea mai mare parte a persoanelor juridice, acest plafon este mai mult decât destulător. Probabil, despăgubirile la asigurații persoane fizice nu depășesc 5.000 de euro. Atunci noi protejăm consumatorul și ne concentrăm pe asta și ne adresăm acestor consumatori. Ce e periculos aici și ce e sensibil, tot nu văd. Directiva UE privind asigurarea de răspundere civilă auto sunt niște limite. Un milion euro, 5 milioane euro. Această directivă a fost invocată în dezbaterile parlamentare în mod deformat. Directiva 209, care privește asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurări, prevede limite aplicabile asigurătorilor și nu schemei de garantare. Asigurătorul plătește. Și dacă nu se îndestulează, se duce în instanță, s-a dovedit, se duc în procese, se judecă, plătesc sute de mii, mai mult poate, nu pentru o garantare. Garantarea putea, dacă se concentrau pe victimele străzii și avem un fond pentru victimele străzii, acel fond plătește despăgubirile pentru daunele morale și victimele străzii. Nu fondul de garantare. Fondul de garantare este o instituție de ultimă instanță pentru toate polițele de asigurare în cazul unui faliment. S-a creat o confuzie între o directivă care se adresează, are alt obiect, cu această lege care de fapt are alt obiect de activitate. Păi dacă un asigurator intră în faliment, dacă un asigurator intră în faliment, de unde își mai recuperează o victimă a unui accident auto despăgubirea? Dacă are un milion sau... Din executarea bunurilor asigurătorului respectiv, falimentul nu înseamnă că nu mai e nimic de executat. Sunt active, se pot executa pe cale judecătorească. Dacă cineva are o problemă cu putea să prevadă această speță... În cazul litigiului dintre CNADNR și Astra Asigurări, pe legea în vigoare și așa cum este fondul de garantare în prezent, CNADNR-ul ar trebui să fie despăgubit din fondul de garantare, respectiv cu cei 21 milioane euro, dacă... Nu știu, trebuie să vedem atunci când o să fie cazul. Nu fac scenarii dinainte, dacă o să fie, dacă nu o să fie despăgubit, nu știm. Despăgubirea așa cum funcționează ea astăzi, trebuie să te înscrii, trebuie să faci o cerere, trebuie analizată, trebuie văzut care a fost obiectul poliției de asigurare. Cum vă ziceam, în piață se încurajează și se vinde un produs de asigurare care... nu este comparabil cu o scrisoare de garanție bancară, deși, din punct de vedere legal, se folosesc la fel. Se folosesc atât pentru fonduri europene, se folosesc în proiecte de construcții, se folosesc. Nu dă aceeași siguranță. Cel mai bine și sfatul meu este pentru toate aceste societăți și administrații care au nevoie de o asemenea asigurare, mai bine să ceară o garanție, o scrisoare de garanție bancară decât o poliță de asigurare a performanței. Bun, dar în prezent sunt contracte de asigurare foarte mari pe flota auto maritimă, pe flota aviatică. Și sunt contracte foarte mari. Și dacă contractele iese... foarte mari, eu trebuie... Cine face o flotă aero, face o flotă maritimă, trebuie să se uite la ce asigurător o face. Și nu știu dacă aceste flote au fost rânoite la asiguratorii cu probleme financiare. Majoritatea asiguratorilor n-au nicio problemă financiară. Atunci de ce să punem
care înaintea boilor. Pentru că sunt două companii mari, foarte aproape de... Pe asta le discutăm la timpul respectiv, dar această lege nu privește cele două companii mari. Această lege privește piața asigurărilor în viitor. Este foarte greșit dacă așa pare. Nu se face o lege pentru o situație specifică. Această lege s-ar putea nici să nu se aplice la aceste două companii. Aceste două companii s-ar putea nici să nu intre în faliment. Deci astea sunt niște scenarii pe care noi le discutăm, dar ele nu sunt deocamdată în execuție și nu sunt reale. Revin la ce ați postat pe Facebook. Aduceți o acuzație gravă. Spuneți așa, fiecare are câte un interes diferit și nu aplică reguli. Când interesele converg, se aliază contra naturii, ca acum un sar cu asai. Această lege e prima reformă în sector și adversari tradiționali își dau mâna să o blocheze pentru interese financiare specifice. Ei își asumă riscuri comerciale, generează găuri negre pe care tu și colegii tăi cu poliție trebuie să le acopere din fondul de garantare. Nu mi se pare economie de piață. Puteți să probați cumva, aveți dovezi că un saru și asaiu și-au dat mâna, pentru a bloca. De stil că și-au dat mâna? Nu, că s-au converg în protestele pe care le fac, pentru că până acum erau de cealaltă baricadă. Spuneți că au interese financiare. Desigur că au interese financiare, normal că au interese care financiare. Sunt? Veniți cu probe. Probabil le știu ei care sunt. Spuneți că își asumă riscuri și generează găuri negre. Da, care... dar ce se întâmplă astăzi în piață și ce o să arătăm în conferință de presă cu privire la BSR și asta nu sunt găuri negre, este o situație pe care noi am moștenit-o și pe care trebuie să o rezolvăm. Desigur, cele două companii la care v-ați referit nu sunt găuri negre. Toate restanțele în plata despăgubirilor la societățile care vând RCA nu sunt găuri negre. Noi trebuie să ajungem cu resursele financiare ca aceste despăgubiri să fie achitate în totalitate. Ce este grav în această afirmație? Spuneți că această lege e posibil să nu fi fost dată pentru situația falimentului Astra Asigurări. Cu siguranță n-a fost dată pentru această situație. Siguranță. Cu siguranță n-a fost dată pentru această lege, cum te-am spus, face parte dintr-un pachet de reforme, că piața trebuie să o aduci în ceea ce se numește o situație sustenabilă. O situație sustenabilă trebuie să creeze un raport între costuri și beneficii. Noi nu putem, dintr-un pool, asigura... Legea asigurărilor, ca și legea fondului de garantare, prevede ca contribuția la fondul de garantare să ajungă până la 10%. Astăzi, contribuția este de 1%. Sunt 200 de milioane de dolari în fondul de garantare. Ei trebuie administrați cu grijă. Nu putem să ne permitem să ridicăm contribuția de la 1% la 10% numai ca să acoperim un contract al CNADR-ului sau al nu știu cui. Astea sunt contracte comerciale, orice operațiune. Când ți-am zis că nimeni nu te plătește decât pentru calitatea articolelor pe care le faci, a știrilor pe care le difuzezi, orice operațiune trebuie să aibă un beneficiu și trebuie evaluată pe baza riscurilor. Fiecare, nu zic neapărat fiecare cetățean al acestei țări când își cumpără o asigurare, un RCA, dar și atunci, cu atât mai mult societățile comerciale când își cumpără o poliță de asigurare de la o societate, trebuie să știe că societatea respectivă este solvabilă și că poate să-și satisfacă, să-și facă obligațiile. Despre asta este vorba. Haideți să revenim atunci la acești 200 milioane de dolari, peste 900 de milioane de lei, pe care ei are disponibilități aflate în fondul de garantare în prezent. Dacă mâine Astra Asigurări intră în faliment, lăsăm la o parte legea actuală. Din aceste disponibilități puteți... Fondul de garantare poate să-și asume obligațiile pe care le are Astra Asigurări? Ați făcut un calcul? Am făcut un calcul. Fondul de garantare își asumă obligațiile pe care le are potrivit legii. Da, poate să-și asume obligațiile potrivit legii. Ce înseamnă asta? Raportat la ce despăgubire ar avea Astra, ați făcut un calcul? Cred că nu e prima dată când spun și bineînțeles că tu ești foarte bine informat și ai urmărit că da, noi am făcut analize de impact și da, noi avem bani ca să acoperim falimentul Astra, fără îndoială avem. Avem astăzi pentru că fondul este la noi.
Dar și asta este o altă discuție, că fondul trebuie să fie o entitate independentă, la fel așa cum este practica în Europa și cum sunt și alte instituții. Dar da, avem bani pentru asta. Potrivit analizei noastre de impact. Noi avem aici un colectiv care asta face, da. Am văzut zilele astea o știre, sunt niște despăgubiri. Autoritatea din Ungaria ar fi amendat Astra Asigurări pentru că plătește cu întârziere contractele acolo. Deci sunt cu siguranță despăgubiri care vin și de... N-are legătură cu asta. Da, 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 sunt despăgubiri tot care la fondul de garantare. Așa este. Autoritatea din Ungaria, dacă a amendat Astra în Ungaria, a amendat Astra din perspectiva protecției consumatorului. Și desigur că au această autoritate. Dar în ceea ce privește compensarea persoanelor sau entităților asigurate în Ungaria de către Astra, da, tot fondul de garantare le suportă. Deci dacă acum două companii, să zicem că și-ar face o asigurare pentru același lucru, pentru o sumă asigurată de 10 milioane euro, să zicem, se produce riscul asigurat, una dintre companii își ia banii de la asiguratorul ei, cealaltă, al cărei asigurator este intrat în faliment, va trebui să-și ia... Cât? Măsuri de precauție. Va trebui să-și ia măsuri dacă de precauție. Dacă se aprobă legea. Va trebui să-și ia măsuri de precauție. Să ducă la cei care sunt solvabili și la care ce n-au avut niciodată probleme cu plata despăgubirilor și care pot să-și satisfacă asta. Dacă acolo trebuie să ducă și companiile care își fac poliție de asigurări, trebuie să uite mai degrabă la riscurile pe care le implică și la riscurile de plată sau de neplată decât la prețul poliției. Dacă se duc după prețuri, o să aibă și riscuri în consecință. Trebuie să-și asume. Dacă faci o fabrică, Adrian, în asigurări, întâi se primesc banii și după aia se fac plățile. Rolul nostru este ca să avem grijă ca banii care se primesc înainte poliție să nu fie folosite, să fie gospodărite bine ca să poată să ajungă să facă plățile. Ăsta este business-ul de asigurări. Când faci o fabrică și faci o investiție ca să produci apă minerală, întâi pui banii și după aia îi culegi, după ce vinzi. O societate comercială care își cumpără un produs de asigurare trebuie să-și facă o analiză. Trebuie să-și facă o analiză dacă cumpără produsul corect, la prețul corect și la despăgubirea corectă. Sunt companii de asigurări care, sau sunt companii care cumpără tot felul de produse de asigurări care nu sunt corelate ca risc și ca preț. Și de asta trebuie să se uite cu mai multă atenție. Toți dintre noi ne asumăm niște riscuri în tranzacțiile pe care le facem, în investițiile pe care le facem. Așa trebuie să facă și ei. Ce șanse sunt ca Astra Asigurări să nu intre în faliment? Unde ne aflăm în prezent? Sunt șanse foarte bune. Sunt șanse? Da. Sunt șanse foarte bune. Când ar trebui să avem o rezolvare? Anul acesta? La sfârșitul lunii august, o să știm. Vom ști dacă Astra intră în faliment sau nu? Vom ști dacă am găsit investitori. La sfârșitul lunii august vom ști dacă avem investitori. După aia, dacă nu există altă posibilitate de redresare, noi facem analiza planului de redresare cu administratorul special și atunci Consiliul ia hotărârea dacă intră în faliment sau dacă adoptă alte măsuri. Eu nu pot să mă antepronunț dacă Astra intră sau nu intră în asigurări. Eu pot însă să spun că avem negocieri și cu asiguratori ca să preia Astra. Asigurator? Nu noi, de fapt, avem. Administratul special are și acționari. Asiguratori internaționali, locali? Cu cine negociezi? Eu nu știu niciun local de această anvergură. Ce internaționale? Numai internațional, da. Internațional care mai sunt activi pe piața din România? Sau? Nu. Nu mai sunt activi pe piața din România. Din Europa sau? Din toate cele trei continente, cred că se-a mai zis și altă dată. Ok. Se-a mai zis și altă dată. Spuneți că în cazul în care ar intra în faliment, CNADNR-ul
și ar fi în vigoare această lege, eu nu CNADNR-ul... Nimic, eu nu fac nicio afirmație cu privire la CNADNR, pentru că nici măcar nu știu situația și nu sunt eu cel care aprob despăgubirile. Toate polițele și toate contractele de asigurare, noi vorbim de creditori de asigurări, toți creditorii de asigurări au dreptul să se înscrie și să sunt analizați de o comisie de despăgubiri și acea comisie de despăgubiri aprobă despăgubirile. Eu nu știu dacă cine adere. Nivelul despăgubirilor pe care l-ar avea Astra de dat ar putea fi acoperit de disponibilitățile fondului de garantare? O mai zic încă o dată, da. Evaluarea noastră este că acest nivel poate fi acoperit, dar acest nivel încă o dată se determină în mod concret pe baza cererilor pe care creditorii de asigurări le depun la fondul de garantare. A doua companie de asigurări aflată în dificultate este Carpatica Asigurări. Aici, este. În ce stadiu ca sunteți? Și până acum suntem cu Carpatica în redresare pe bază de plan. Această redresare pe bază de plan a fost acordată până la sfârșitul acestui an. Facem o evaluare la jumătatea anului și vedem care este situația. Suntem în același stadiu. Rezultatele acelei licitații pe firmele de audit care să analizeze pasivele 20, și 13, da. Parcă cele da, 13. Da, păi, ai închis. E închisă. Și când faceți publice acele rezultate, sunt în regulă companiile? Le facem publice. Le facem publice, da. Cred că am mai spus că le facem publice săptămâna asta. Poate facem și o conferință de presă joi. Cu Astra Asigurări, ați zis la sfârșitul lunii august, nu? Veți. Da. Veți afla. Ah, am văzut semn în ZF, cred, o știre, că Adamescu pregătește suspendarea majorării de capital. Are OAGA, nu știu, 10 august sau ceva de genul ăsta. Era o știre astăzi în Ziarul Financiar. Se poate așa ceva? Adică acționarii ar putea să... Nu cred că se poate, dar nu pot să o comentez, că nu știu despre ce e vorba. Dar nu cred că se poate. N-ați văzut informația? Informația am văzut-o, dar eu, de fapt, nu analizez informațiile din ziare. Eu analizez cererile, n-am... Și se poate așa ceva? Să... Nu cred că se poate, încă o dată, nu cred că se poate. Dar întâi să ajungă la adunarea generală, dar vrea să facă adunarea generală. N-am văzut adunarea generală constituită și hotărârea luată. Întâi trebuie să ajungă acolo, dar nu știu aceste detalii. Da, ar putea să spună gata, nu mai vrem să fim sub KPMG și sub ASF să ne dicteze. Poate să facă. Poate să spună orice. Și dar nu cred că poate să iasă de sub supraveghere specială atât timp când noi menținem regimul de supraveghere specială. Dar eu știu că au vrut să iasă din regim de supraveghere specială de peste un an de zile, însă sunt atâția auditori care s-au pronunțat cu privire la situația rezultatelor financiare care arată deficite serioase, deci nu poate să iasă din regim de administrare specială. De când e KPMG administrator special, e mai bine la Astra Asigurări? Dacă ne uităm la rezultatele 2014 versus... Cred că e constant în sensul menținerii activității a brandului, dar nu e o îmbunătățire substanțială a rezultatelor, deci prin supraveghere specială nu există posibilitatea ca să repună în parametrii normali societatea Astra și așa am mai zis și altă dată, deci, tot prin majorarea de capital, prin investiții. Administratorul special nu a putut să facă minuni. Deci nu e pus. Indicatorii de solvabilitate sunt sub parametrii. Asta spuneți. Da. Asta în continuare. Și lichiditatea și solvabilitatea sunt sub parametrii. Sunt exact în faza de administrare specială, care are niște etape. Aceste etape și acțiunile la etapă conduc către o capitalizare corespunzătoare a societății. Dacă această capitalizare corespunzătoare sau aceste acțiuni nu reușesc, atunci vor continua să fie sub limitele legale, da.